poveste de această dată suntem în Ciurea cu o surpriză frumoasă pentru doamna Georgiana, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea soțului, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm toți un la mulți ani. Ala Grec, cofetărie de încredere. Bună ziua, ne primiți la dumneavoastră? Căutăm o doamnă sărbătorită, pe doamna Georgiana o căutăm. Așa, o să vinem mai aproape aici de dumneavoastră, la mulți ani vă spunem. Buchetelul este pentru dumneavoastră. Noi suntem echipa surpriză la domciliaș. Astăzi știm că sunteți sărbătorită. Venim la dumneavoastră cu o surpriză din partea unei persoane dragi dumneavoastră. Da, soțul și băiatul. Așa credeți dumneavoastră? Da. Ei să fie oare? Cred că da. Cineva. Sunteți sigure? Avem și acest tortuleț în formă de inimioară. Deci cu siguranță. Cei care vă iubesc nespus de mult. Cei care astăzi mai mult ca oricând și-au dorit să vă simțiți sărbătorită, să vă simțiți cea mai iubită și chiar dacă departe, totuși pentru câteva clipe aproape aici de dumneavoastră. Și vom afla care sunt toți complicii acestei surprize, pentru că pe lângă aceste daruri mai sunt? Pentru dumneavoastră mai avem și câteva rânduri de transmis care sunt scrise din suflet. Iar mesajul spune așa: astăzi este doar despre tine. Te-am găsit fără să te caut. M-am îndrăgostit de tine fără să mă străduiesc. M-ai făcut să zâmbesc că nici nu știam că mai reușesc. Așa că nimeni nu-ți poate lua locul vreodată. Nu uita asta niciodată. Nu uita niciodată cât de mult te iubesc. Te asigur că pe măsură ce vom îmbătrâni, dragostea mea pentru tine va crește. Ești și vei fi mereu darul meu de la Dumnezeu. Să știi că te iubesc din toată inima și îmi doresc să te fac cea mai fericită, să te simți iubită mereu, indiferent cât de mare este distanța dintre noi. Te iubesc, dragostea mea. Te iubesc din partea soțului. Era sigur. În altă parte nu era cum să fie. El lipsește astăzi. Da, mai mereu. Nu numai astăzi. Astăzi, din toată inima, și-a dorit să vă simți sărbătorită. Da, mulțumesc mult. Chiar dacă nu este prezent aici lângă dumneavoastră, fizic, sufletește și-a dorit din toată inima să-l simțiți aproape. Iar acum, dacă ați avea să-i spuneți și dumneavoastră ceva. Ce să zic, mulțumesc mult pentru surpriza asta, nu m-am așteptat în partea lui. Și-am așteptat acasă, vină sănătos. Iar acum, să știți că nu a fost tot. Noi pentru dumneavoastră mai avem și melodii dedicate din partea soțului, care dorește din toată inima să ascultăm împreună. Iar asta să vă simțiți cea mai iubită! Noi doi trăim același vis. O
vă spunem încă o dată. Vă mulțumesc mult. Noi tare sperăm că astăzi ați reușit să vă simțiți sărbătorită, pentru că asta și-a dorit soțul. Să nu treacă chiar așa ziua pe lângă dumneavoastră. Cu siguranță, în schimb, mi s-au făcut headgain. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.